E clar că o venit și vine toamna, dacă nu o veni până acum, pentru că piața e plină de alimente, de roade bogate, de vinete ardei, ceapă și de toate ce ne dorește sufletul, numai să ne pregătim cămările pentru iarnă. Și astăzi mi-au mers băieții. Daniel și Victor au mers la București pentru câteva zile într-un turneu de rugby. Victor face rugby și îi place foarte mult și Daniel a mers să-l susțină și să-i facă galerie și am rămas acasă doar eu cu Sofia. și trebuie să ne ocupăm de tot. Și am zis că nu cumva să ne vin așa câte un iz frumos de plictiseală. Ne-am cumpărat tot ce ne mai trebuie pentru a pune în cămară și a pune în congelator și anume am cumpărat vinete, sper să fie de calitate. Mi s-a părut că sunt lucioase, deci sunt proaspete și le-am și pipăit. Sunt destul de moi, nu sunt prea tare, asta cred că e destul de tare. Apoi am cumpărat niște ardei, chiar de la un domn care ne urmărea sau ne urmărește, nu știu, dar ne-a recunoscut și ne-a salutat. Deci din astea voi face vinete coapte, le pun în pungi și la congelator. Apoi din ăștia voi face dulceață de ardei iute. Am primit de la o prietenă, am primit un pumnuc așa de ardei iute și unul dintre ei este ardeiul ăsta Carolina, cred că printre cei mai picanți ardei. Și mi-a zis așa, faci dulceață de ardei iute, dar pui un singur ardei iute la cel puțin 5 kg de ardei normal, ardei dulce. Și așa am să fac. Voi face dulceață de ardei iute cu un singur ardei, cu cel mai picant ardei. Apoi, Doamne, că tare, tare bine îmi place a lucra. Am mai cumpărat o pungă mare de ardei semiuți, să-i punem în borcan cu oțet, pentru că ne plac foarte mult să-i mâncăm cu ciorbă, ciorbă de pui ala grec și ciorba rădăuțeană. Merge perfect. Și câteodată chiar și supa de cartofi cu afumătură, mere cu un pic de ardei iute. E minunat. Plus alte preparate. Și nu m-am putut răbda, că am văzut niște prune tare faine în piață. Nici nu le-am gustat. Nu m-am văzut că sunt faine și că arată bine. Și am zis, măi, dau o dulceață de prune să nu facem noi. Așa că astăzi atâta treabă avem și cu vinete, și cu ardei, și cu ardeiuri, și cu un ardei uite. Și Sofia are multă treabă cu pisicile. Să văd cum sunt prunele astea, că v-am zis că eu nu le-am gustat. Uite cum se uită pisica la mine. E mie. Cam verde. No, rău am făcut că nu le-am gustat, da? Bun o fi la dulceață mere. Ui! Asta e una dintre alea care o să vers. Așa că la treabă cu noi. Atunci când avem foarte multă treabă de făcut în bucătărie și treburile astea de pregătit pentru cămară sau pentru beci, trebuie să ne administrăm foarte, foarte bine timpul. Așa că, pentru că vinetele se coc mai încet și nu trebuie să stau pe lângă ele așa de mult timp, le-am lăsat liniștite pe plită
și până atunci eu mă ocup de alte treburi. Cum ar fi ardeiuți, ce trebuie să-i pun la borcan, prunele care vi le-am arătat și ceilalți ardei pentru dulceața de ardei. Deci până se coc încet, încet vinetele, mă ocup de alte treburi. Așa trebuie să ne gândim întotdeauna, oare cu ce să încep, ceva ce nu necesită atâta migăleală și până se face acela pot să mă ocup de altceva. Astfel terminăm mai repede, reușim să le cuprindem pe toate. În orice caz, e multă treabă și trebuie să stăm cât mai puțin de povești. Ați venit să mă ajutați la copt vinete? Da? Bravo, sunteți foarte hărnicei. Sunteți tare hărnicei. Am curățat o vânătă pentru că sunt foarte curioasă dacă este ceea ce trebuie. Ca și culoare arată foarte bine. Văd că are destul de multe semințe. Dar arată bine, e destul de deschisă la culoare. Sunt vinete care sunt atât de negre și de seci și de uiuți. Să vedem acum ce gust are asta. Iau o parte așa de pulpă, fără semințe. Foarte bună. Dulceagă. Da, super. Super. Nu-i deloc iute. E foarte bună. Sunt mulțumită de ce am cumpărat. Pentru că am cumpărat dintr-un loc pe care nu îl cunosc, de la producător pe care nu îi știu. E așa mai cu cântec treaba asta. Întotdeauna e o surpriză ce va fi. Fiecare producător sau fiecare vânzător își laudă marfa și sunt foarte bune și nevasta și așa și așa. Și eu înțeleg, dar în același timp îmi dau seama că omul trebuie să-și vândă marfa și atunci poate să îndruge multe verzi și uscate. Dar sunt bune, chiar sunt ok. Îmi dau seama că asta o să fie un video tare întortocheat așa, dar vreau să vă arăt o rețetă foarte simplă, foarte ușoară, foarte bună de ardei semiuți în oțet pentru ciorbe. Mă rog, ca și murătură, că este o murătură la urmă, dar iau ardei întregi, îi spăl bine și îi așez în borcane să intre cât mai mulți ardei. Pentru ardei în oțet avem nevoie la fiecare borcan de o lingură generoasă de sare, o lingură generoasă de zahăr, apă jumătate de borcan și oțet jumătate de borcan. Este oțet de 9 grade în Maramureș, cel puțin găsim oțetul ăsta extraordinar de seini, foarte bun. Eu numai din acesta folosesc, dar în alte localități din țară nu știu care să vi-l recomand. Probabil că fiecare are o marcă anume care îi place. Așa că de aici încolo vă descurcați.
Deci borcanele sunt gata. Astea nu trebuie nici dustulite, sterilizate, fierte, nu nimic. Se lasă exact așa cum sunt. Le pun direct în cămară, stând în picioare. Un ajutor de nădejde, că avem aici o domnișoară cât mine, e aproape ea. Și... e bine. Da. Și ce bine îi stai ajutor la bucătărie. Da. Nu-i stricat. Nu-i stricat, e bun, nu am trebuie să-l curesc. Na, ne arăți ce căniță ți-ai făcut tu. Ți-ai făcut o căniță, da. Și bei și din ea. Hai să treacă slăbuși. Oi, 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 oi. Clasa întâi. Numai ceai să nu-ți faci în el, că mă tem că... Nu mă limba, el doamne, ferește. Ne-am terminat treaba cu ardeiuți la borcan cu oțet și am curățat foarte bine gogoșarii. Se pot folosi fără nicio problemă și capia dacă nu avem gogoșari sau dacă găsim capia mai arătoși în piață. Păi tăiem așa bucățele să ne încapă în mașina de tocat. Tocăm pe un ciur mediu și apoi punem toată compoziția la fiert. Dulceața de ardei iute, că trebuie să ne pregătim și cu dulceața de ardei iute. 3 kg de ardei iute, 3 kg de capia, 4 kg jumate de zahăr, 6 litri de oțet de mere cu miere. Nu am cumpărat din asta. O, ce rău pare. Asta că îi pun eu miere. Bun, deci oțetul și zahărul se fierb până se face o compoziție densă și lipicioasă. Ardei se spală și se curăță. Ardei iuți pot rămâne cu semințe dacă ne place. Se toacă și se pun la fiert. Abia spre final se fierb cele două compoziții împreună. Deci facem două compoziții. Unul de zahăr cu apă, cu oțet, pardon. Unul de ardei cu ardei iuți. Dar eu am un singur ardei iute și mai mulți ardei dulci și îi dăm prin mașina de tocat, îi punem la fiert, îi lăsăm să scadă cât de mult și abia la final punem cele două compoziții împreună și ne iese ceva excelent. Dulceață de ardei iute. Noi folosim dulceața asta de ardei iute la tot felul de preparate, la friptură cu orez, la tocănițe, la tot felul de preparate. Dar e foarte, foarte bună și eu zic că și extrem de simplă. Am obosit, am curățat toate vinetele și per total, cred că nu știu cum am nimerit-o, dar fix pe prima care am luat-o și am probat-o, a fost foarte frumoasă. În schimb, celelalte pot tot din ce în ce mai n-au fost coapte. Din păcate, nu au fost coapte și s-a văzut, pentru că atunci când ele nu sunt coapte, sunt pulpa e așa transparentă și se negrește și... în orice caz, bine că are gust bun, acum ca și aspect nu sunt cele mai frumoase. Cum ziceam, per total, așa că au fost unele și mai bune, altele și mai puțin bune. Dar am obosit. Am tocat ardei gogoșari și am pus pe foc. Cred că nu mai are mult și vom fi gata. Cea mai grea parte dintre toate e mizeria de după. Cât trebuie strâns. Cred că asta nu-mi place mie cel mai mult. Când am primit ardeii ăia iuți
Carolina, mă rog, e un update, e suficient. Mi-a spus neapărat să por mănuși când lucrez cu el și tot ce atinge ardeiul să fie foarte, foarte bine spălat după, pentru că va fi foarte, foarte iute. Mamă, pune și miros de jucant. Deci o trec cu prin mănuș și mă ustură mâinile. Atunci ia două pereche de mănuși. Mai ia, dă-mi, te rog, o pereche de mănuși. Și o veșnicie mai târziu am ajuns și la capitolul vinete curățate, stoarse. Eu toate vinetele, după ce le curăț, le pun în storcătoare sau așa, pentru a se scurge toată zeama de pe ele, să-și lase tot sucul. Acum le pun în pungi, eu pun porții în congelator, nu pun în borcane pentru că mi se pare un timp prea îndelungat să stau să le dustulesc sau să sterilizez borcanele, spălat borcane și prea mult treabă. Așa mi-e mult mai ușor, le pun în pungi, în congelator și totul e ok. Deși dacă nu stăm bine cu spațiu în congelator, sigur că e mult mai convenient să le punem la borcan. Și probabil pe viitor voi pune chiar și eu la borcan, dar în momentul de față mi-am luat prea multe pe cap, prea multe treburi și nu mai stau să pun și la borcan. Plus că nu stau prea bine la capitolul borcane. Când vreau să fac o porție de vinete, le scot din congelator cu o seară în urmă. Le pun tot așa în sită pentru că după ce stă la congelator, mai lasă suc și astfel se stoarce tot sucul ăla. Fac o maioneză, bat bine vinetele, toc vinetele, dau o ceapă și atâta-i tot. Lui Daniel îi plac foarte, foarte mult. Prea des mă pune să-i fac. Mie nu mi le plac chiar așa de mult. Adică trebuie să treacă ceva timp până mi se face iarăși dor de vinete. Dar cred că depinde puțin și de cât de bune sunt. Încă mai fierbe sosul pentru dulceața de ardei iute. E sosul de zahăr cu oțet. Iar aici sunt ardeii. I-am fiert. S-au fiert foarte bine, a scăzut mult sucul de pe ei. Doar mai aștept să fiarbă sosul ăsta bine și le voi pune împreună. Oala cu sosul de oțet cu zahăr. Eu n-am să-l pun. Ce ustură! Okay. Ce necăcios e! Pun înapoi pe foc. Arată foarte bine. Încă este foarte fierbinte, de aceea este și atât de lichidă. Dar pe când se va răci, ea se va mai întări, pentru că conține mult zahăr. Mă ustură ochii, e picantă. Pentru că conține mult zahăr, în momentul în care este fierbinte, este mai lichidă, iar când se răcește, se întărește. Și acum eu voi pune dulceața în borcane curate și apoi din nou la dustulit. În unele zone se spune dunst, la noi la dustulit,
în alte zone la Baie de Abur, în alte zone la Ben Marie, deci depinde cum sunteți obișnuiți, dar în zona noastră se spune dustulit. Dragilor, până umplu eu borcanul acesta, vă salut, voi încheia acest lung video cu multe mulțumiri că am reușit să duc la final tot ce mi-am propus, chiar dacă nu într-o singură zi, pentru că a durat mai mult decât mă așteptam, dar am reușit. Și am făcut ceea ce mi-am propus. Vă doresc și vouă spor la treabă, pentru că suntem în acea perioadă a anului în care suntem cei mai harnici. Și vă salut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!